Salutare tuturor! Astăzi sunt într-un loc aici să verific un Opel Astra, motorul 1.6 benzină, 115 cai. Mașina e ok, totul e ok la ea, așa, mai puțin motorul. Am întâlnit la foarte multe mașini cu motorizarea asta o anumită problemă, și anume uzura foarte intensă a axului cu came. Nu știu dacă o se va vedea sau nu. Așa. Deci cam așa arată. Sper că se vede. Asta pe de o parte. Și în al doilea rând, există în multe motoare o mâzgă. Stai să vedem dacă mai găsesc acum. Mașini din 2014. Adică, ia uitați cum arată un motor din 2014 cu vreo 80.000 de kilometri. Problema asta am întâlnit-o... la mai multe mașini și am vrut să vă întreb. Voi, cum aveți motoarele astea sau ce părere aveți despre ele? Ați întâlnit problema asta? N-ați întâlnit problema asta? Da, cum vi se pare? Vi s-a uzat axul cu came? L-ați înlocuit? Ce ați făcut? Ați folosit un engine flush? A funcționat? N-a funcționat? A cedat motorul? Da. Sau, dacă sunteți un angajat la vreo multinațional și aveți un Opel ăsta, cum conduceți, domne, de a ajunge așa? Sau cum îi faceți reviziile de a ajunge așa? Că nu e normal să arate un motor în halul ăsta. Da, acestea fiind spuse, aștept comenturile voastre, întrebările, părerile voastre și sfaturile voastre în secțiunea de comenturi. O zi faină și mulțumesc frumos!